Educația sportivă se cultivă încă de la cele mai fragede vârste, iar acest lucru pare să îl fi înțeles foarte bine membrii clubului Corvinul 1921 Hunedoara, care își îndreaptă atenția nu doar asupra antrenamentelor și pregătirilor competiționale, ci și asupra educației celor mai mici, conform principiului minte sănătoasă în corp sănătos. Astfel, copiii de la grupele mari ale grădiniței Dumbrava Minunată din municipiul Hunedoara i-au bombardat cu întrebări pe o parte dintre jucătorii și antrenorii Corvinului care i-au vizitat pe cei mici. Nu poate portarul să sară atât de sus. Cu antrenament, în antrenamente, pui forță pe picioare, așa poți să sar sus. Eu vreau să fac mișcare. Și eu. Eu fac mișcare de plimbare. Eu m-am mișcare. Și știi cum se numește dacă un jucător ține mingea în mână? Cum îi spune la... Știu, da! Știu! Știu eu! Adică un jucător de fotbal dacă ia mingea în mână și nu e portar, asta înseamnă că a făcut un hands, așa. Jucătorii și antrenorii Corvinului s-au așezat la măsuțele celor mici și au făcut echipă bună în provocarea lansată, să coloreze pe hârtii tricouri alb-albastre. Corbișorii s-au descurcat de minune, iar la finalizarea proiectului au primit și autografe de la fotbaliști. Și pentru a avea mai multe lani pe teren, cei mici au încurajat așa cum au știut ei mai bine pe jucătorii alb-albaștri. Am ținut neapărat să ajungem și la grădiniță, pentru că am luat-o cumva, dacă vrei, invers. Am fost cu echipa chiar și la facultate, unde am avut un meci demonstrativ. Am jucat cu o selecționată a liceenilor și acum am ajuns la grădiniță, la grădinița cu program prelungit, o Dumbrava Minunată, care au fost foarte deschiși inițiativei noastre. Practic am ținut neapărat ca o parte din lotul nostru să vadă cum se desfășoară o oră, să spunem, altfel la grădiniță și cred că le-a plăcut foarte mult băieților. Au desenat împreună cu cei mici, le-au arătat și le-au explicat ce înseamnă să fii capitan, de ce un portar are mânuși, cât de tare poate sări un portar, cum se alimentează fotbaliștii. Și în schimb au primit o serie de surprize plăcute din partea celor mici, tricouri, eu știu, fanioane construite împreună cu educatorii, pe care le-am și dus deja în vestiar și în biroul antrenorilor. E genul de acțiune pe care dorim să o repetăm sau să devină o tradiție, pentru că ne dorim să implicăm echipa cât mai mult în comunitate și invers, pentru că am lansat și o invitație inversă ca cei mici să ajungă pe stadion și să facem o oră de sport diferit. Acțiunea aceasta face parte din proiectul Corvinul Echipa Comunității, prin care se dorește ca echipa să fie cât mai aproape de fanii fenomenului, indiferent de vârstă.